Deși comerțul în locuri neautorizate este interzis în țara noastră, imagini cu munți de pepeni verzi pe marginea drumului pot fi văzute pe majoritatea traseilor din țară. Vânzătorii dau asigurări că produsele sunt inofensive, iar la producerea lor s-au respectat toate normele. La întrebarea noastră dacă au certificate de inofensivitate pentru pepenii verzi, unii comercianți au spus că dețin acest document, doar că nu au putut să ne spună exact cine l-a eliberat. Ai controlează cineva? Da, păi cum e, da, dar cum e, piața cum intră? Sigur. Nu, mă gândesc că este un certificat de calitate, vin cineva... Cum adică este? Aveți? Cum adică este? Sigur că este. Absolut. Privința la treaba asta. Okay. Dar de unde le-ați obținut? Cum ai zis? Obținut de la... Nu, de la ANSA, de la cine? Să nu mai decât, dar cine ți le dă, sigur, ANSA. Cu permisiunea fermierului, am decis să măsurăm cu un tester cantitatea de nitrați din pepenii pe care acesta îi vindea. Rezultatul obținut a indicat că cantitatea de nitrați depășește de aproape 9 ori limita admisibilă. Și cum verifică? Tot pun așa în coajă? E pe aici, pun și sfieță. Hai să vedem, punem la 1. Hai vezi. Hai asta? Nici o problemă, care o știi tu. Ce în soți 30? De ce? E cald afară, cred. După ce a văzut rezultatul, bărbatul ne-a propus să verificăm încă o dată la un alt pepene verde. Aici, cantitatea de nitrați s-a dovedit a fi chiar mai mare decât în primul caz. Întrebat cum explică acest lucru, fermierul a spus că nu folosește nitrați, iar de vină ar fi temperaturile caniculare. Și prezentă? 700. Mult și oricum. E stropis cu ceva? Nu stropis. Tot scădurile astea, eu știu. Mm-hmm. Dimineața trebuie controlați. Verifică cineva produsul? Dar noi singuri ne-am dus și ne-au verificat dacă-s buni, n-au... Singuri am făcut. Deci aveți un certificat de calitate, deci de tot. Da. La solicitarea noastră de a prezenta un certificat de inofensivitate, ne-a arătat un act eliberat de primărie în care se atestă că persoana deține un teren agricol. Unii comercianți nu au fost deschiși cu presa, alții însă, când au văzut camera de filmat, au început să fugă. Dar cine verifică calitatea? Nu, cine a verificat în momentul meu s-a dus. Vine Chișinău și verifică? Nu, e singur Chișinău. Duceți pepeni verzi la Chișinău? Cumpărătorii spun că sunt la curent, că își riscă sănătatea atunci când aleg să cumpere pepeni verzi de pe marginea drumului, dar spun că o fac pentru că este comod. În ziua de astăzi au mai rămas medici care se ocupă cu așa ceva, cu părere de rău. Ar trebui, de atâta că hărbuzul, mai ales dămosul, atrage tare în întrânsul tot ce este în pământ. Dar sper totuși că de pe câmp oamenii care simpli sărași n-ajunghi și n-au parale ca să-i stropească. Nu proveriați. Și nu proveriați, nici dacă prost ne prodavali. Я бы не остановился, просто так не купил бы человек арбуз. Я у него уже брал не один раз, мне очень нравится, и детям нравится арбуз. Специалиștii ANSA recunosc că persoanele care vând pe marginea drumului nu sunt verificate, întrucât această activitate este neautorizată. Dacă vorbim despre comercializarea fructelor și legumelor pe marginea carosabilului, ANSA poate să vă spui, putem să corigrieți sau... în parte bună, adică, dar nu verific agenți economici neautorizați. Acest an nu au fost inspectori implicați în astfel de controle, deoarece nu au fost solicitări. Acest comerț aduce risc pentru sănătatea cumpărătorilor, deoarece ca urmare cumpărătorii pot avea și intoxicații. Autoritățile atenționează populația despre riscul infecțiilor alimentare ca urmare a consumului de produse vândute în stradă. Cumpărând aceste produse, oamenii încurajează fenomenul comerțului stradal, care este periculos, mai ales pe timp de caniculă.